Vin vești bune pentru pensionari. Noi reguli au fost prevăzute în noua lege a pensiilor și sunt aplicabile începând cu anul acesta. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, sunt noi avantaje pe care statul le acordă pentru pensionari. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, pensionarii români care primesc biletele de tratament sau soții acestora vor beneficia de noi avantaje. Potrivit prevederilor articolului 122 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, locurile de tratament balnear se asigură în unitățile de tratament din proprietatea CNPP și în completare prin contracte încheiate potrivit legii cu alte unități de profil. Potrivit prevederilor articolului 109 alineat 4 din legea numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, prestațiile privind tratamentul balnear sunt asigurate în unitățile de tratament din proprietatea CNPP și în completare în unitățile de profil, prin contracte încheiate potrivit legii. Numărul total al biletelor de tratament balnear care se vor acorda în anul 2024 prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice și care poate fi finanțat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabilește în urma încheierii unui contract cu Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă, respectiv încheierii unor contracte subsecvente de prestări servicii cu alte unități de profil în baza atribuirii de acorduri cadru de servicii de tratament balnear, cazare și masă în anul 2024, în conformitate cu prevederile legii numărul 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile hotărârii numărul 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din legea numărul 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Privind legea numărul 442/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 sau prevăzut sumele cu această destinație la capitolul Asigurări și Asistență Socială, titlul Asistență Socială, articolul Ajutoare Sociale, alineatul Ajutoare Sociale în Natură, în valoare de 400.000 de lei, relatează știrpesurse.com.